caz șocant petrecut la Drobeta, Turnul Severin. Un profesor de la o școală pentru copii cu nevoi speciale și un paznic al Direcției pentru Protecția Copilului au fost arestați preventiv. Ei sunt acuzați că au violat cel puțin 7 minori. Ce făceau? Îi ademeneau pe copii cu diverse sume de bani la ei acasă, apoi îi abuzau sexual acolo. Bărbații își alegeau victimele fie dintre elevii Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Păun, unde unul dintre presupușii agresori era profesor, fie dintre copiii plasați în centrele de GSPC, acolo unde celălalt era paznic. În perioada 2021-2024, cei doi inculpați au constrâns, profitând de situația vulnerabilă, și au determinat contra unor sume de bani. L-am avut pe fratele meu acasă. Și după două zile mă sună cei de la centru că trebuie să-l duc înapoi. L-am dus la centru înapoi. Bun, după aia am vrut să-l iau iar acasă, pe Eugen, fratele meu. Și după aia nu am vrut să mai mi-l dea acasă, înțelegeți? De ce? Pentru că cica a fost abuzat de o persoană. De un profesor, de un instructor. Da. Și eu când am văzut așa, eu m-am derutat de tot. Mi se pare foarte prost. Asta nu e centru, nu e cămin. Nu sunt capabil să dea copii acasă. Nu să-i țină în casă, să-și bată jos, să-i pângânească lumea. Nu se poate așa ceva. Când i-am spus să-mi dea copilul acasă, au zis că nu se dă copii acasă în familie, așa-i ține și-și bate în joc. Ăștia-și bate joc de la pufa și de la școală, de pe la unde sunt. Ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt câini. Se pare că cei doi ar fi abuzat cel puțin 7 copii. Atât paznicul de GSPC, cât și profesorul de la Constantin Păun au fost dați afară după ce faptele lor au ieșit la iveală. În momentul în care am avut aceste informații, am procedat la modificarea locului de muncă a paznicului care este în acest moment arestat, iar începând cu data de astăzi, contractul de muncă al acestuia a fost suspendat. Instituția noastră este total împotriva oricărei forme de încălcare a integrității psihice și fizice ale educabililor și este parteneră a tuturor instituțiilor care sprijină educația și apărarea drepturilor copiilor. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.